Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit pe acest canal, la microfon Cristian Ivaneș. Probabil că urmăriți și dumneavoastră, eu urmăresc de multă vreme, evoluția Poloniei. Și astăzi aș vrea să vă povestesc câteva chestii apropo de Polonia militară. Pentru că Polonia se pregătește în anii ce vin să devină cea mai mare armată, cea mai puternică armată a Europei. Sigur, o putere nenucleară, să ne înțelegem, în Europa există puteri nucleare, de exemplu Marea Britanie, de exemplu Franța, dar Polonia se pregătește a fi cea mai puternică armată, chiar nenucleară fiind. Și dacă totul merge conform planului, Varșovia și-a propus să capete, sau mai degrabă să obțină, că nu capătă de la nimeni, să obțină ea însăși supremația militară în Europa. Asta este o chestie fantastică dacă ne gândim la istoria Poloniei, la faptul că Polonia din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și până la al doilea război mondial a fost desființată ca stat de nu știu câte ori. A trăit niște tragedii Polonia mult mai teribile decât noi în România și ca atare și-a propus să devină în decurs de 2 ani cea mai puternică armată din Europa, grație procesului de modernizare și dotări și întăriri masive de tot, apropo de trupele poloneze. Premierul Mateusz Morawiecki declara în noiembrie trecut, la sărbătoarea independenței, armata poloneză trebuie să fie atât de puternică încât să nu fie nevoită să lupte datorită forței sale. Asta este o chestie fundamentală, pe care nu știu câți o înțeleg în România, dar este extraordinar de important. O armată puternică are foarte mari șanse să nu fie nevoită să lupte vreodată, pentru că nu va fi provocată la luptă, tocmai datorită acestui factor de descurajare. Frica păzește bostănăria și o țară puternică este foarte puțin probabil să fie vreodată agresată militar, pentru că cine o face va fi făcut praf. Și asta vor să facă polonezii. Premierul a promis că țara va avea cele mai pașnice forțe din Europa. Asta, cred, e și normal. Vrem pace și dacă asta vrem, trebuie să ne pregătim de război. Foarte corect, spune domnul Morawiecki. Iar pentru asta întărim armata poloneză, spre deosebire de cei care au guvernat, aici deja e politică internă, până în 2015. Mă rog, ok, asta este. Dar dincolo de cine a guvernat până în 2015 și cine o face după, fapt este că Polonia devine o mare putere militară. E bine, conform Global Firepower's 2023 Military Strength Ranking, foarte interesant, cele mai puternice armate din Europa după cea a Rusiei, care am văzut că e de puternică, vedeți că nu totdeauna contează numerele neapărat. Dar în fine, sunt în prezent cele din Marea Britanie, Franța și Italia. Poziția Regatului Unit se datorează în principal efectivelor sale și forței aeriene, Royal Air Force, legendara Royal Air Force, în timp ce Franța contează pe o flotă vastă de elicoptere și mai multe distrugătoare navale, iar Italia are peste 400 de elicoptere, dacă vă puteți da seama, și 2 portaavioane. Comparați doar România cu Italia, din punct de vedere militar, că se spunea și pe falsă dreptate, ca să mă exprim astfel, italienii nu sunt faimoși pentru armată, pentru chestii militare, ei cu cântecele, cu vinul, cu femeile frumoase, cu pasta, cu pizza, cu... Nu. Nu este așa. Polonia, în schimb, este pe locul 5 în clasament și și-a propus în câțiva ani, doi vorbesc liderii polonezi, probabil 2, 3, 4, nici nu are importanță să devină locul 1 în Europa. Și practic putem spune că astăzi Polonia este într-o stare de tranziție,
a făcut comenzi pentru foarte multe categorii de armament, zeci de vehicule americane, germane, sudcoreene și, lucru fundamental, și-a mărit cheltuielile pentru apărare la 3% din produsul intern brut. Anul trecut, președintele Poloniei a promulgat legea care îi permite guvernului să aloce 3% din PIB în 2023 cu un punct procentual mai mult decât ceea ce alocă majoritatea covârșitoare a celorlalți membri ai Alianței. De exemplu, prin comparație, Germania, care și acum, comparată cu Polonia, militar vorbind, e praf. Deci nu se pot compara armatele germană și poloneză astăzi, în 2023. Așa cum nu se puteau compara în 1939. Acum însă, situația este fix la fel, dar pe dos, ca să mă exprim așa, cam banc. E importantă chestia asta, să știți. Ei bine, în 2021, o statistică interesantă pe care am văzut-o, conform datelor Eurostat, țările cu cele mai mari cheltuieli militare au fost, asta în 2021, Grecia cu 2,8%, aproape 3, dar nu chiar, Letonia cu 2,3, Estonia cu 2, România cu 1,9 în 2021, Franța cu 1,8, Cipru 1,8, Lituania 1,8% din produsul intern brut. Noua venită, Finlanda, mai aduce în cadrul NATO, sigur, și un plus de forță, de putere și o armată extrem de bine instruită și plănuiește să aloce 2,3% din PIB pentru apărare în 2024. 2,3%, asta în termen nominal înseamnă 6 miliarde de euro. În 2024 sunt bani mulți, să știți. Iar întorcându-ne la Polonia, văd o chestie că te lasă absolut uimit. Și anume, vicepremierul Jarosław Kaczyński a anunțat că cheltuielile militare ale Poloniei ar urma să crească până la 5% din PIB în următorul deceniu. Astfel, în următorii ani vor fi recrutați 150.000 de soldați. Efectivele vor urca de la 120.000 plus 36.000 forțe apărare teritorială la 300.000 în 2035. Cu noi recruți, ce va face Polonia? Ei bine, va forma 6 divizii de blindate noi, în vreme ce Franța și Germania au câte 2, iar Marea Britanie una. Polonia, știm că a cumpărat recent și peste 1000 de tancuri noi și 600 de piese de artilerie, în principal din Coreea de Sud și din Statele Unite, inclusiv tancuri Abrams, dar nu numai, și tancul K2 sud-corean. Și deci va avea o putere de foc mai mare decât cea a Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei la un loc. Cum vă spuneam, în iulie armata poloneză a primit primele 33 de tancuri noi M1 Abrams, doar o mică parte din comanda de peste 4 miliarde de euro pentru 250 de bucăți. Noi discutam de vreo câteva zeci de bucăți și alea second. Polonezii dintr-un start au comandat 250, 33 au ajuns. Se așteaptă de asemenea polonezii să primească cea mai mare parte din aproape 1000 de tancuri de luptă K2 Black Panther sud-coreene, foarte bune. Deocamdată au ajuns 10. Până în 2025 vor mai veni cam 180 de bucăți, iar restul de 820 vor fi produse în Polonia sub licență. Mai discutăm de HIMARS, mai discutăm de F-35, avioane. Deci, o armată redutabilă, redutabilă, cum nu ne-am fi imaginat că va dori și va avea Polonia. Ei bine, asta în vreme ce în România, și aici deja cred că va, nu cred că va apuca râsul, pentru că nu-i de râs. Nu e de râs. Noi n-avem niciun submarin operațional, e unul care stă acolo, era să zic, parcat la mal de 20 și ceva de ani.
în vreme ce polonezii au operaționale câteva submarine. Și în momentul ăsta, când urmăriți această emisiune, unele din submarinele poloneze sunt în misiune sub apă, pe undeva. Noi avem nicio treabă, suntem în regulă, vorbim, plănuim, facem mese rotunde, programe strategice. Diferența e abisală între abordarea poloneză și cea românească în termen de apărare, așa cum e abisală în general abordarea poloneză față de orice și abordarea românească față de orice. De aia, foarte, foarte, foarte multe produse care se importă în România, produse aparent banale, de la scări de aluminiu până la produse de plastic, nici nu mai știu ce să vă spun, sunt made in Poland. Foarte multe lucruri produce industria poloneză. Și noi, într-o veselie, le importăm și le vindem în România. În loc să se întâmple invers, să importe polonezii gros sau la greu din România și să se vândă pe nici vorbă. Nu poți compara industria poloneză cu industria românească. Cele două țări ar fi putut fi comparate în termeni de dezastru economic spre mijloc și final de anii 80. Îmi amintesc turiștii polonezi, cum veneau la mare în România, am și cunoscut mulți dintre ei. Vânzătoarele din Constanța învățaseră toată poloneză. Așa, o rupeau binișor să se înțeleagă. Aia cumpărau tot. Prosoape, chiloți, izmene, maieuri. Deci era mult mai rău, spuneau ei atunci, nu știu dacă era și adevărat sau nu, în Republica Populară Polonă decât în Republica Socialistă România, unde era un dezastru oricum. Deci iată că s-a pornit de pe undeva, pe acolo, pe acolo. Și cât de departe a ajuns polonezii și cât de departe am ajuns noi. De ce? Unul din motive, sunt mai multe motive. Cultura este fundamentală aici, religia, felul de a gândi, de a fi, de a te raporta la lume, toate contează. Și a mai contat modul de a începe democrația. După schimbările din 1989, polonezii au pornit cu terapia de șoc, cu Tadeusz Mazowiecki. Țineți minte, deci șoc și facem praf economia rămasă socialistă, comunistă, care oricum era astfel și acolo, și clădim totul pe baze sănătoase. Și ce clădim, apoi aia e sănătos. Noi, țineți minte, Patrulla Terre Roșii, Iliescu, nu ne vindem țara, și am ajuns unde am ajuns, capitalism de cumetrie, tot felul de chestii, altceva. Acum, Polonia să se devină în puțini ani cea mai mare forță militară a Europei, dacă vă vine să credeți. Iar noi, ca noi, falnici ca brazii. Și mai mult, nici nu vă zic că n-are sens. Am zis. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora, așa că vă mulțumesc că faceți subscribe pe Facebook, Cristian Ivaneș Oficial. Două lucruri esențiale. Unu, mulțumesc că distribuiți aceste emisiuni prin rețelele dumneavoastră de socializare. Doi, mulțumesc că le susțineți pentru a putea să continuăm aici online. Imaginați-vă că practic cumpărați o revistă sau un ziar de la chioșc. Informația, cum o puteți face? Prin Patreon, PayPal și Revolut, aici și în josul imaginii. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Mulțumesc pentru atenție. Nu rămâne altceva de făcut decât să vă spun toate bune și să auzim numai de bine.